De cele mai multe ori, atunci când pornim în drumeții pe munte, chiar dacă ne-am bucurat să vedem animale sălbatice în mediul lor natural, ne temem de o posibilă întâlnire cu ele. Dar, cu ajutorul imaginilor video surprinse de camerele de monitorizare amplasate în Parcul Național Redezat, avem posibilitatea de a le admira în voie. Cele mai recente imagini ce ilustrează un râs au strâns rapid sute de aprecieri pe pagina de Facebook a Parcului Național Redezat. Specialiștii din cadrul Parcului Național Retezat spun că întâlnirile în teren cu aceste specii timide sunt relativ rare, dar sunt monitorizate după urme. Spre bucuria internautilor, dar nu numai, cu ajutorul camerelor de monitorizare amplasate în parc, sălbăticiunile pot fi admirate în habitatul natural. Râsul este un vânător iscusit nocturn, străbate suprafețe mari în zone inaccesibile omului, pe care îl evită precaut. Datorită habitatelor sale diverse, naturale sau puțin modificate de intervenția umană, Parcul Național Retezat adăpostește un număr de 55 de specii de mamifere, peste 23% dintre mamiferele terestre ale Europei.